Reia discuția. Da. Deci aici avem o situație foarte ciudată. Avem variații foarte mari de tensiune pe rețea și placa de bază de la pompa de căldură s-a distrus. A făcut un off Așa. Noi acum facem o simulare cu căderea de cu o rețea. sursă în comutații, Se 2 kW. Da. Și se vede acum că bagă Acum 40 de bagă amperi 40 de amperi în cu baterii, 50 de da? volți, da? Și bateriile astea Da. 48 opeche. Da, acum suntem în teste cu lucrarea, încă nu e finalizată. Dar ideea este că poate funcționa casa cu generator, cu sau fără rețea, cu panouri sau fără. Acum o să conectăm panourile. Câte o grupă. Așa. Asta e tabloul de curent continuu, da? Da. De la panou. Așa. Și vreau să vedem dacă scade. Așa. Switch on. La DC, da. Dăm drumul la DC. Asta e pentru panouri, da? Da. DC switch pentru panouri. Da. Acum verificăm cât bagă în baterii panourile. Și ne arată aici. 36, 36, 35. 35 de amperi. Da? Hai să vedem ce zice sursa în comutație. Da? Deci, atâta vreme cât funcționează Jumătate de panourile, amperi. Probabil e consumul intern nu e neapărat. sau o mică eroare de măsură. Da, ideea este că ea poate să stea în priză, facem dublă conversie, în sensul că luăm curentul alternativ, îl facem continuu și în interior avem tensiunea constantă, indiferent de variațiile din rețea. Este foarte bună asta pentru o grămadă de aplicații, inclusiv servere, aplicații din astea cu consumatori foarte fragili, gen pompe de căldură, Optic, unități optice da, sau sau electronice. pentru cabinetele medicale, fiindcă am mai avut și Da, situații aparaturi cu medicale. aparatură medicală de zeci de mii de euro distruse din cauza unor variații pe rețea. Cei care nu sunt Scomod e inter... direcția. da, cei care sunt interesați, noi avem soluții. Eu unul nu are deocamdată, dar noi avem. Pentru cei mai pricepuți care ne urmăresc, avem și așa ceva, spre surprinderea noastră. Da, Acest uite. setup, da, ești pe minus 25, da, ai pus pe cealaltă, pe minus. Da. Deci panourile își fac treaba, Da, rețeaua 26, merge în 26 de gol. amperi. Da, pe măsură ce urcă și bateriile fiind noi, dar au mai stat prin depozit, au mai stat la noi în mașină. Bun, pentru cei care sunt mai pricepuți, setup-ul ăsta e așa numit UPS online sau industrial cu dublu conversie, filtrând în ambele sensuri rețeaua. Da? La fel de bine dacă proprietarul de aici are motoare care pornesc, nu li dă șut la rețea. Exact. Să comportă ca tampon pachetul de baterii. Continuăm. Mai este treabă. Acum Continuăm, vreau. că abia am pus în funcțiune, așa, sub formă de chestii, rețeaua la sursa în comutații și panourile la invertor. Și testul era rapid la rece Da. dacă tensiunea băgată de invertor pe încărcarea bateriilor depășește sursa. Și depășește. Deci Sursa ia mai pe un curent scurs, noi susținut. stabilim tensiunea de rețea care nu fluctuează niciodată. În ambele Fluctuează sensuri. în ambele sensuri, da. Deci o stabilim 220, 230 sau 240. Dacă ar fi consumatori la distanță mai lungă pe proprietate și trebuie alimentați, urcăm tensiunea cu 10 volți ca să fie treaba mai bună. Sunt situații de genul ăsta, cu case de vacanțe, cu mănăstiri, cu căsuțe dispuse pe o arie mai mare, iazuri, un milion de situații. Dar asta e. Avem soluții în timp ce eu nu are. Acum nu fi și tu Da.
un anti-eon. Eonul e bun. Da. Pentru ei. Așa. Hai să continuăm mai departe. Bun.